Sunt pentru a doua oară în această biserică, prima dată în urmă cu câteva luni, când împreună cu soția, vizitând soții Litianu, pe atunci puteam vorbi la plural, am aflat că sunt membrii acestei biserici și Ovidiu nu a putut veni cu noi, dar ne-a încurajat de acasă să venim să fim împreună cu frații. De această dată sunt pentru a doua oară într-o circumstanță schimbată, dar cu aceeași mângâiere și cu aceeași încredere în Dumnezeu, că El știe ce face. Nu pot să încep altfel decât să adresez un cuvânt sincer de mulțumire bisericii acesteia, conducerii fratelui Cornel, fratelui David, conducerii bisericii. Nu odată sora Viorica ne-a spus că dacă nu ar fi fost biserica aceasta, implicarea dumneavoastră, serviciul de oarecum permanență, de gardă în jurul trupului bolnav al fratelui Ovidiu, ar fi trebuit să fie internat și sigur n-ar fi fost aceeași mângâiere și aceeași situație pentru sora Viorica. Domnul să vă răsplătească! Ați avut într-un fel un privilegiu să vă ocupați de unul dintre cei mai trudnici, cei mai rodnici slujitori ai Evangheliei de pe pământ românesc. Nu pot să îl compar cu altcineva. Ne-am cunoscut în slujirea când am fost 8 ani de zile coordonator pe județele Mureș și Arghita al Bisericilor Penticostale și nu știu dacă în cei 8 ani de zile a fost vreun an în care ei să nu fie invitați, funcție de programare, măcar o săptămână, 8 zile, să slujească în zona noastră. Și am fost în tot felul de circumstanțe. Apoi, în urmă cu 15 ani, am început slujirea și în televiziune. M-am bucurat foarte mult de modul dezinvolt, modul curajos, modul natural, aș putea spune chiar artistic, pentru că și exprimarea interumană ține de un dar de la Dumnezeu în care a transmis Evanghelia în multiple feluri. Nu vă ascund și probabil unii ați și constatat că atunci când venea colindu, chiar dacă se dădea în reluare, fratele Ovidiu era prezent pentru că colindele, cântările care vesteau nașterea Mântuitorului erau cu totul și cu totul speciale. Încă în rugăciune de deschidere, fratele David amintea multitudinea de domenii în care Dumnezeu l-a folosit pe fratele Ovidiu, de la compoziție. Am zis că numai dacă am dat niște citate din cântecele pe care le-a compus și ar fi clară convingerea lui de viață și modul în care s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Nu știu dacă știți cum s-a hotărât să meargă la casa Domnului pentru prima dată. Într-una din mărturisirile îmi scrisese cineva astăzi că în urmă cu 12 ani v-am urmărit când ați prezentat la Credo TV viața fratelui Ovidiu Litianu. Și mă amintesc încă de atunci că venise după o noapte în care slujise în felul lumesc la o nuntă să-și viziteze soția care era șefă de restaurant. Era dimineața și acolo la dânsa era un frate de-al nostru de credință. Nici nu știu dacă Ovidiu știa cine a fost, cu siguranță însă Dumnezeu știa. Și ce l-a marcat pe Ovidiu? Fratele acesta, dintr-o dată, uitându-se la ceas, zice, vai, trebuie să plec, trebuie să merg la adunare, am întâlnire cu Domnul. Ceva de genul acesta a spus. Și Duhul lui Dumnezeu l-a cercetat pe fratele Ovidiu și a zis, și tu trebuie să mergi acolo. Și s-a dus la casa Domnului, deși nu se gândise la așa ceva, și de acolo a început aventura, ca să-i spun așa, lucrarea împreună cu Domnul. Slăvit să fie Dumnezeu! Textul care s-a citit, pentru că nu sunt cuvinte care să descrie activitatea fratelui Ovidiu și nici nu vrem neapărat să scoatem în evidență un om. În mormântările trebuie să fie și în mormântări, nu doar evanghelizări. Și vreau să vă dau un amănunt încă de tânăr cu Belindean Augustin, păstorul meu spiritual, părinte spiritual din Târgu Mureș, fuseserăm la o înmormântare undeva într-o zonă din Col de Deda,
spre județul Harghita și ne-am ținut noi mormântarea, dar soțul sorei noastre, care era ateu, se pare, a venit la noi și a zis: domnilor, dumneavoastră v-ați prezentat foarte frumos doctrina, dar nu mi-ați înmormântat soția. Pentru mine a fost o lecție de viață. Înmormântarea are de-a face și cu persoana în discuție, fără a exagera, punând mai mult accent pe om decât pe Dumnezeu. În textul care s-a citit este descrisă viața omului și nu pot decât să enumăr, pentru că vreau să mă opresc la ce înseamnă omul lui Dumnezeu. Aici, în titlul Psalmului 90, scrie o rugăciune a lui Moise omului Dumnezeu. Iar dacă ar fi să definesc persoana lui Ovidiu Litianu, ar zice Ovidiu Litianu omul lui Dumnezeu. Și acolo vreau să ajung puțin. Nu suntem chiar așa mulți lucrători, eu am zis că și la 5 minute, 10 mă pot limita, dar voi merge puțin mai mult. În Psalmul 90 ni se arată că viața este scurtă. Apoi că viața este păcătoasă, scos la lumina feței tale păcatele noastre. Și se poate detalia. Că viața omului este trudnică, robotim de dimineața până seara. Că viața omului este serioasă, versetul 11, cine ia seama la tăria mâniei tale, la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine. E foarte serioasă viața omului. Și vai de cei care se joacă cu solemnitatea și seriozitatea propriei vieți. Viața omului este o viață care necesită milă. În versetul 13, întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Dacă n-ar fi fost harul, mila Domnului, niciunul n-am fi fost aici, nici Ovidiu n-ar fi fost cine a fost și nimeni de pe pământ. Slavă Domnului, e vrednică de milă, necesită milă, dar harul ne-a fost arătat din plin, din belșug. Slăvit să fie Domnul. Apoi se mai arată aici că este o viață care poate fi săturată. Domnul Iisus a spus, am venit să dau oilor mele viață și să... Ce fel de viață? O viață din belșug. Și aici spune, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta. Și în sfârșit, în al șaptelea rând, întărește, Doamne, lucrarea mâinilor noastre. Da, Doamne, întărește lucrarea mâinilor noastre. Viața omului poate să fie și rodnică, poate să fie și eficientă, cu condiția noi să fim oameni ai lui Dumnezeu și nu noi, ci Duhul lui Dumnezeu prin noi să lucreze. Iar descrierea, tot pe scurt, a ceea ce însemnează om al lui Dumnezeu, o găsim în Luca 2, una dintre variante, sigur, se vor găsi și în alte pasaje din Biblie. Scrie în Luca capitolul 2, iată că în Ierusalim era un om numit Simeon, omul acesta ducea o viață sfântă, era cu frica lui Dumnezeu, aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Cum este un om al lui Dumnezeu, cum ar trebui să fim fiecare dintre noi? În primul rând să fim oameni. În limba greacă, antropos, privitor în sus. Ovidiu a fost un om care întotdeauna privea în sus. Privea și spre oameni, dar privind în sus avea curajul chiar și în faza de boală să-L mărturisească pe Domnul, spunea fratele păstor al bisericii, că a intrat într-un restaurant cu dânsul pentru a servi o masă și intrând acolo s-a dus la barman sau ce-o fi fost și a zis, domnule, caută pe internet care-i cântec. Hai în rai, da. Și pune-l, te rog, pe sistemul de radioficare a restaurantului și s-a și realizat problema. Privea în sus și de aceea avea putere să slujească jos. Se spune despre creștini că sunt cu capul nori. O fi, suntem cu capul nori, dar lăsăm urmele cele mai clare pe pământ și dacă urmărim civilizația omenească cum s-a dezvoltat în cursul vremilor, vedem că creștinii au lăsat urme pe pământ pentru că erau ancorați în cer și erau reprezentanții cerului pe pământ. Deci era un om. Apoi era numit Simeon. Oare știm ce înseamnă cuvântul Simeon? Ascultare. Fratele Ovidiu întotdeauna se raporta la cuvântul lui Dumnezeu. Era într-un fel rigid cu ceea ce spune Biblia, așa cum o înțelegea el. Doamne ajută-ne să fim și noi niște Simeoni, niște oameni ascultători. Apoi scrie că omul acesta ducea o viață sfântă. De atâtea ori noi înțelegem greșit ce înseamnă a fi sfânt.
Mulți privesc a fi sfânt doar a fi separat de păcat, detașat de păcatul lumii. Și este o fațetă a sfințeniei, dar a fi sfânt înseamnă a fi despărțit de păcat și a fi dedicat pentru Dumnezeu. Mi-amintesc că la un moment dat l-am întrebat într-o emisiune, dar cum se face că poți să alegi atât de mult pe atâtea cărări, în atâtea județe, program după program? Și mi-a zis, păi, de ce întrebați sau de ce întrebi de mână, de mănușă? Întreabă de mână. Eu sunt doar mănușa, mâna e Dumnezeu. El s-a pus la dispoziția lui Dumnezeu. Ajută-ne Dumnezeu să fim sfinți și în sensul separării de păcat, cine-i sfânt să se sfințească, scrie în Apocalipsa, da? Așa, dar și în sensul dedicării pentru Dumnezeu, pentru bine. Era un om cu frica lui Dumnezeu. Spune-mi de cine te temi ca să-ți spun cine ești. Sunt vremuri de din ce mai mare teroare. Mi-am amintit de Isaia 5:7-1 și cred că l-am citat în trecere și în birou, unde zice că se duc oamenii de bine și nimeni nu observă, nimeni nu ia seama că din pricina răutății și înaintea nenorocirii este luat cel neprihănit. Mie semnalele cu Ligia Seman, cu Ovidiu Liteanu, cu alți oameni al lui Dumnezeu dedicați, pe care Domnul îi cheamă acasă, este un semnal că vine răutatea și mai mare și nenorocirea. Și suntem în clipa în care judecata lui Dumnezeu se va declanșa asupra lumii și sunt dovezi, dar nu insistăm. Oamenii se pot teme de astfel de împrejurări, dar frica care anulează toate celelalte frici este frica de Domnul. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu astfel de frică. Și atunci vom putea să înfruntăm orice circunstanță, orice situație. Și în sfârșit, ce făcea omului Dumnezeu Simeon? Ovidiu Liteanu aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Ați auzit probabil, mă rog, ilustrația asta. Un om, un pantofar a fost întrebat ce așteaptă. Și a zis, eu ce aștept? Sau ce face? Eu ce fac? Eu aștept revenirea lui Hristos și între timp mai repar și câte un pantof. Așteptăm revenirea Domnului. Ea poate să vină și într-un fel îl invidiez pe Ovidiu, la cu 5 ani mai tânăr ca mine, aproximativ, a plecat mai repede acasă. El îl aștepta pe Iisus, dorea să se întâlnească cu Iisus și Domnul Iisus l-a chemat acasă. Chiar dacă e o enigmă de ce a trebuit să sufere atâta timp înainte de a pleca, totuși a fost o minune că nu a suferit conform cu boala pe care o avea Dumnezeu, i-a luat suferința chiar dacă a fost în această stare. Cineva spunea, sigur vrea Domnul să-i dea o răsplată și mai mare, de aceea l-a trecut pe acolo, dar nu suntem noi cei care să evaluăm lucrul acesta. Omului Dumnezeu așteaptă mângâierea poporului Dumnezeu, așteaptă revenirea Domnului și Duhul Sfânt era peste el în chei. Așa cum se spunea, viața omului poate să fie eficientă atunci când nu omul lucrează, ci Duhul lui Dumnezeu lucrează prin om. Au fost nenumărate cazuri în care, vestind Evanghelia, s-au predat suflete. Nu unul, ci cred că sute de suflete. Deci am spus că, după opinia mea, este incomparabil cu oricine altcineva din România. Omenește evaluând. Dumnezeu e cel care cântărește. Îl lăudăm pe Domnul că a întărit-o pe sora Viorica, care a înțeles că voia lui Dumnezeu trebuie respectată, nu voia omului. A fost lângă fratele Ovidiu până în ultima clipă și îi promit așa public, când vom veni la copiii noștri din Oradea, o să vă sunăm și dacă sunteți pe acasă, împreună cu soția, vrem să vă mai vizităm. Încă o dată mulțumesc lui Dumnezeu pentru un astfel de model de viață, ca omul lui Dumnezeu Ovidiu Liteanu. Mulțumim Domnului pentru biserică și niște păstori, cum sunteți dumneavoastră, și nu vreau să vă gâdil, vreau să spun un adevăr care rezultă din ceea ce ați făcut în această situație și laud pe Domnul că El trage semnale de alarmă. Nu mai este mult și vine Domnul. Maranata, să fim gata. Dumnezeu să ne ajute. Amin.